Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Emisiunea care vă spune în fiecare zi tot ce trebuie să știți despre vreme și planeta noastră. Astăzi, 23 aprilie, este Ziua Internațională a Cărții. Este momentul ideal să ne amintim de filozoful grec Aristotel, cel care în anul 380 înainte de Hristos a adunat toate informațiile vremii în prima lucrare despre meteorologie. Precipitațiile și norii au fost numiți meteori din cuvântul grecesc meteoros, venit din cer și din care provine termenul meteorologie. În tot ceea ce se află în natură există ceva minunat, spune Aristotel. Din păcate, după aproape 3 milenii, un timp scurt în viața unei planete, lucrurile nu mai stau chiar așa minunat. Administrația Americană pentru Oceane și Atmosferă tocmai a anunțat că martie 2019 este a doua cea mai caldă lună martie de când se fac înregistrări, după cea din 2016. Temperaturi extrem de ridicate au fost înregistrate în Alaska, în nord-estul Canadei, în Marea Barents și în oceanele din emisfera sudică. Un ciclon format în Marea Mediterană a antrenat praful saharian aflat în suspensie deasupra Africii. Îl vedeți colorat în roz chiar în această imagine. Fenomenul nu este neobișnuit, apare frecvent în această perioadă a anului, iar ieri norul dens de praf a fost împins spre nordul Italiei și sudul Franței. Va ajunge și deasupra țării noastre, unde va persista câteva zile. Iar dacă va ploua, praful se va depune spre disperarea gospodinelor. Să vedem totuși ce spun meteorologii. Ei bine, până sâmbătă, vremea va deveni frumoasă în cea mai mare parte a țării. Apar câteva ploi sub formă de aversă, dar cu totul izolat în zona montană după amiaza. Vestea bună este că se încălzește, astfel încât maximele vor tinde spre 29 de grade. Deocamdată vă invit să vedem câteva fenomene și temperaturi de mâine din principalele orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vom avea 8 grade în Constanța și în Timișoara, iar la amiaza apariția soarelui va încălzi atmosfera și va aduce și maxime de 23 de grade. Mai multe detalii peste câteva minute în principala rubrică Meteo. Cu 50 de ani înaintea lui Aristotel, Hipocrate vorbea pentru prima dată despre vreme. Tot ceea ce este prea mult este dușmanul naturii, spunea el. Perfect adevărat și astăzi, întreaga planetă este pândită de un alt pericol ascuns în ghețari. Oamenii de știință au tras un nou semnal de alarmă. Urme ale testelor și dezastrelor nucleare au fost găsite și în ghețari. Și ce efect pot avea temperaturile în creștere care topesc rezidurile de gheață contaminată? Bineînțeles, unul catastrofal. O echipă internațională de oameni de știință a studiat pentru prima dată prezența rezidurilor nucleare în sedimente de gheață și a publicat recent rezultatele studiului pe un site de specialitate. Încă de la primul test nuclear, în iulie 1945, când Statele Unite au detonat un echipament cu plutoniu în deșertul din New Mexico, a început și contaminarea radioactivă produsă de om. Oamenii de știință, care au căutat reziduuri nucleare în ghețarii din Arctica, Islanda, Alpi, munți din Caucaz, Columbia Britanică și Antarctica, au constatat că în 17 locații din aceste zone se află material radioactiv, adeseori în concentrații de cel puțin 10 ori mai mari decât nivelurile din altă parte a lumii. Particulele radioactive sunt foarte ușoare, astfel încât atunci când ajung în atmosferă, ele sunt purtate pe distanțe mari, ajung pe sol sub formă de ploaie acidă, de unde intră în lanțul trofic. Însă atunci când se stabilesc în zăpadă sau gheață, se formează un sediment mai greu care se colectează în ghețari, ducând la o concentrație ridicată de reziduuri nucleare. Echipa de cercetători a detectat o serie de efecte și în urma topirii materialului nuclear de la reactorul din Fukushima în 2011, însă o mare parte din particulele radioactive rezultate nu au fost încă găsite în sedimente de gheață. Atunci când vorbim despre contaminarea radioactivă, un element foarte important este timpul de înjumătățire, adică timpul după care cantitatea inițială de substanță radioactivă se înjumătățește. Spre exemplu, iodul 131 are un timp de înjumătățire de aproximativ 8 zile, telur 132 de 3 zile, cesiu 137 aproape 30 de ani. Și pe când plutoniul are un timp de înjumătățire de 14 ani, americium, un produs foarte periculos de descompunere a acestuia, are un timp de înjumătățire de 400 de ani, spun autorii studiului. Aceștia consideră că studierea particulelor radioactive din gheață, sol și sedimente este foarte importantă. Și având în vedere estimarea specialiștilor NASA, potrivit cărora aproximativ 150 de miliarde de tone de gheață dispar în fiecare an, probabilitatea ca dintre acestea să facă parte și suficiente cantități de gheață contaminată radioactiv este destul de mare.
După o lună martie atât de caldă la nivel global, să vedem cum se va încheia aprilie. Mai întâi la noi în țară. Așadar, la noapte în vest, în nord-vest și la munte va ploua slab, dar pe arii restrânse. În zona montană înaltă, cu totul izolat, vor fi precipitații mixte. Vântul va continua să prezinte intensificări în zona montană înaltă și prin sudul Banatului, unde la rafală se pot depăși viteze de 70 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad și 11 grade, ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Mâine vremea va deveni frumoasă doar în prima parte a zilei, în nord-vest, în nord, în centru și prin est, cu totul izolat este posibil să plouă. Vântul va continua să prezinte intensificări tot în sudul Banatului, însă la amiază se încălzește, astfel încât maximele vor tinde spre 25 de grade Celsius. În București, la noapte, apar ceva înnorări, însă șansele de ploaie vor fi minime, spre dimineață în termometre vor fi 7 grade. Atât mâine cât și poimâine, atmosfera va deveni însorită, se încălzește tot mai mult, astfel încât mâine la amiază vor fi 20 de grade, iar poimâine 22 de grade Celsius. Presiunea atmosferică are o valoare ușor mai ridicată, de 763 mm coloană de mercur. La nivelul întregii țări, ziua de poimâine ne va aduce temperaturi și mai ridicate, 28 de grade Celsius vor fi în vestul și în nord-vestul țării, atmosfera va fi însorită toată țara. Cu totul izolat după amiaza, în zona montană pot să apară averse posibil însoțite de tunete și fulgere. La munte, mâine, vremea va deveni frumoasă, apar ceva înnorări, dar numai prin masivele sudice, unde vântul va sufla destul de tare pe crestele Carpaților meridionali, se încălzește ușor față de astăzi, 8 grade vor fi în Ceahlău și iată chiar 17 grade în Stâna de Vale. Dacă tot am vorbit despre praful saharian, iată un alt fenomen natural interesant căruia îi se caută încă o explicație. Cercurile neobișnuite observate în deșertul namibian au stârnit de mult timp imaginația oamenilor de știință. Au fost numite cercurile zânelor. Au forme mai mult sau mai puțin circulare, cu un diametru cuprins între 2 și 15 metri, iar marginile sunt formate din fire înalte de iarbă. Studiul realizat de o echipă condusă de un om de știință german sugerează că acestea au drept cauză fenomene meteorologice. Cercetătorii au folosit drone și imagini din satelit pentru a le studia. Când plouă în Namibia, un strat subțire de iarbă acoperă nisipul și suprafețele stâncoase. Se formează pe suprafețe aflate între 60 și 120 de kilometri de coastă, din Africa de Sud până în Angola. Cercetătorul german și colegii săi susțin că pentru a se forma cercurile zânelor, o regiune trebuie să aibă un sol foarte omogen, doar una sau două specii de plante cu particularități de creștere și un echilibru just între ploaie și evaporare. Aceste cerințe ar putea explica de ce sunt observate numai în două deșerturi de pe pământ. Ploaia poate avea efecte uimitoare după cum am văzut, dar să aflăm pe unde va ploua mâine în Europa. Iată că mâine, în sud-vestul și în vestul continentului, meteorologii anunță vreme capricioasă, cu mulți nori, ploi, mai ales sub formă de aversă, iar acestea vor fi însoțite chiar de tunete și fulgere. În vestul peninsulei iberice se pot strânge chiar cantități mai importante de apă și tot în peninsula iberică temperaturile vor scădea destul de mult. În peninsula italică, vremea va fi destul de amestecată, când soare, când nori, ploi trecătoare, posibil însoțite de tunete și fulgere, și aici vântul va prezenta intensificări. Asta înseamnă că la rafală se pot depăși viteze de 70, chiar 80 de km pe oră. În sud-est, vreme bună, cu soare și iată temperaturi de până la 23 de grade în Sofia. În țările centrale și în cele nordice ale continentului, atmosfera va fi însorită toată ziua, soare, vânt între slab și moderat și temperaturi în creștere. 24 de grade vor fi în Berlin și 26 de grade în Praga. Aici punem punct emisiunii de astăzi. Mâine de la ora 18:50 vorbim despre recuperarea medicală. Natura nu face niciodată nimic inutil. Sunt tot cuvintele lui Aristotel. Să admirăm natura în imaginea zilei și rămâneți apoi pe TVR2. În câteva secunde urmează telejurnalul. Pe curând!